acest moment al vizitei Sfântului Părinte în România, la București, la Iași, la Șumlăciuc și la Blaj, înseamnă de fapt împlinirea unui vis. Un vis care a durat 20 de ani, de la ultima vizită a celui pe care astăzi îl numim Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, un vis care a devenit realitate. De ce? Pentru că de câțiva ani această invitație din partea Conferinței Episcopale Române a fost adresată Sfântului Părinte și am dorit ca în cadrul acestei vizite să se împlinească mult așteptata beatificare a episcopilor greco-catolici morți pentru credință în timpul regimului comunist. Iată că treptat visul acesta s-a împlinit. Îl putem considera ca un semn din partea lui Dumnezeu. Așteptăm cu bucurie acest moment în care relicvarul cu relicvele care au putut fi deshumate în acest timp să poată fi dus pe masa Sfântului Altar, iar Papa să proclame aceste 7 nume ale episcopilor greco-catolici, și aici mă refer la episcopul Vasile Aftenie, care a murit în 1950 în închisoarea Văcărești, apoi la episcopul Valeriu Traian Frențiu, care a murit în 1952 la penitenciarul din Sighet, la preasfințitul Ionel Suciu, care a murit în 1953 tot la Sighet, la preasfințitul Tit Liviu Chinezu, care a murit de asemenea la Sighet în 55, la preasfințitul Alexandru Rusu, care a murit la penitenciarul din Ghela în 1963, și la cei doi episcopi care au murit în exil, în domiciliu obligatoriu, în mănăstiri ortodoxe, respectiv preasfințitul Ioan Bălan la mănăstirea Ciorogârla în 1959 și preasfințitul Iuliu Hosu, cel din tâi cardinal al neamului românesc, la 28 mai 1970. Iată, putem spune, cununa martirilor bisericii noastre. Iată, în același timp, și bucuria noastră, deci alăturăm bucuriei vizitei Sfântului Părinte pe plaiurile mioritice în grădina Maicii Domnului și această bucurie a încununării credinței unor persoane care, iată, au fost practic șterse din istorie, au dispărut de pe scena istoriei și acum avem bucuria să le readucem, dar la o treaptă superioară a altarului, vor fi numiți fericiți martiri pentru credință. De aceea, profit de această ocazie pentru a invita toți credincioșii să se unească în rugăciune, indiferent de confesiunea lor, și să putem acolo la Blaj, pe Câmpia Libertății, la umbra Catedralei Episcopului Vizionar Inocentie Micu Klein, cu toții să strigăm așa cum s-a strigat și în 1999. Unitate, unitate, să mergem împreună.